În prag de sărbătoare, un gând cald și multe bucurii din partea televiziunii Cetățeanului. Demiterea directorului Muzeului de Artă din Timișoara, Marcel Tolcea, a ajuns marți subiect de interpelare în plenul Consiliului Județean Timiș. În urmă cu 2 săptămâni, directorul muzeului a primit nota 5,89 din partea unei comisii de evaluare formată din câțiva membri ai Consiliului Județean Timiș și 2 profesori universitari din București. Acest calificativ este mult prea mic pentru a rămâne la conducerea Muzeului de Artă din Timișoara. În cadrul ședinței de marți a Consiliului Județean Timiș, Marin Popescu, consilier din partea PDL, a declarat că evaluarea nu îi se pare pertinentă și că nu era nevoie de o astfel de comisie. Acesta a mai menționat și faptul că directorii instituțiilor culturale din subordinea CJT ar trebui să fie evaluați doar de către aleșii timișorenilor. Directorul Muzeului de Artă a fost schimbat pe criterii politice. Se vorbește foarte mult de depolitizarea instituțiilor, din păcate se vorbește, dar nu se face foarte puțin. Mai mult decât asta, se găsesc instrumente astfel încât să ocolim această variantă de a nu recunoaște că am schimbat pe criterii politice. Prezent la ședința de marți a Consiliului Județean Timiș, profesorul Marcel Tolcea a filmat întreaga ședință și a spus că schimbarea sa este una de ordin politic, pe care o înțelege și că, cel mai probabil, un anumit domn își dorește postul de director al Muzeului de Artă. I s-a îndeplinit dorința, după, voi ați scris... Cine anume? Domnul Victor Noiman este cel care dorește să vină la Muzeul de Artă, s-a vehiculat numele lui în presă, e un istoric de marcă, întâmplător îmi este bun amic, nu am decât să-i urez succes și în ceea ce privește implicarea mea în activitatea cultural-artistică, n-am cum să mă retrag, că doar nu sunt, cum se cheamă povestea asta, inginer de traforaj. Unii sunt mai grăbiți, alții mai răbdători. O să vedem la data respectivă. Oricum, în ton cu sărbătorile, știam de mult că mă paște așa ceva. Scriitorul Marcel Tolcea va fi înlăturat de la conducerea Muzeului de Artă al Banatului după aproape 7 ani de când deține funcția de director. În mandatul său, doar în anul 2012 au fost organizate peste 22 de expoziții, printre care una în Suedia, una în Germania și alta în Mexic.